Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei de astăzi. Apele revărsate ale Oltului au mai izolat un sat din țara Făgărașului, după ce locuitorii din Crihalm au rămas fără o cale de acces, întrucât podul a fost luat de viitură, acum sătenii din Șona sunt rupți de lume. Asta după ce drumul ce leagă localitatea de Făgăraș se află sub ape. Autoritățile au luat măsuri de siguranță și au decis să-l închidă. Elevii din Făgăraș și orașul Victoria, care s-au înscris pentru examenul de bacalaureat, au aflat astăzi la orele prânzului primele rezultate. Tot astăzi, între orele 12 și 16, candidații care au susținut probele la BAC 2018 și au fost nemulțumiți de notele primite, au depus contestații. E zi de sărbătoare pentru Crucea Roșie, celebrarea 142 de ani de existență, de curaj și devotament al celor care au contribuit la misiunea umanitară a Crucii Roșii. De la an la an, organizația a căutat soluții pentru a veni în ajutorul celor vulnerabili, fiind mereu în prima linie a sprijinului umanitar. De câteva luni avem și la Făgăraș o subfilială a Crucii Roșii. Orașul Victoria a fost capitala europeană a ortodoxismului, ce o scoate din anonimat. Tradiționalul festival internațional de bătut toaca și clopotele, inițiatorul și mentorul acestei manifestări care ia amploare de la an la an, este preotul Octavian Smădu, parohul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena. Familiile care locuiesc la periferia cartierului Galați au stat cu sufletul la gură timp de mai multe zile după ce Oltul a ieșit din matcă în urma ploilor abundente de săptămâna trecută. Apele s-au revărsat din nou și au acoperit atât drumul care duce către satul Șona, cât și câmpul din apropiere. Duminică la primărie s-a constituit un comandament pentru situații de urgență în caz de dezastre naturale, iar echipele de intervenție au acționat pe teren pentru a forma diguri de protecție, întrucât 9 case erau în pericol să fie inundate, după ce oamenii abia și-au reparat locuințele după inundațiile din luna martie. 1500 de saci cu nisip formează acum un baraj protector de-a lungul drumului și în jurul celor 9 case din cartierul Galați, aflate în vecinătatea Oltului. Duminică, în jurul orei 15, ne-am întâlnit cu echipa care se ocupă de situații de urgență de la Salco, de la ADP și oamenii care au ajutor social. Am încărcat 1500 de saci și am făcut un zid de 30 de centimetri pentru a proteja acele case de eventuale inundații. Acel zid de nisip l-am pus și pentru a proteja drumul de la Șona la Făgăraș și aseară, crescând cotele apelor Olt, am luat decizia să închidem acel drum. Pentru că pe drum, drumul Făgăraș-Șona, apa a trecut într-unele locuri peste 40 de centimetri. Drumul ce leagă Făgărașul de satul Șona a fost inundat de râul Olt, iar autoritățile au decis să-l închidă pentru ca oamenii să nu se expună niciunui pericol. De asemenea, au cerut sprijinul hidroelectrică. Pentru ca nivelul apei să mai scadă în zonă, s-a intervenit la deversarea barajului de la Olteț. Tot astăzi am luat legătura cu directorul Sega Brașov și am spus că cotele apelor Olt cresc și dânsul a luat legătura cu directorul de la Hidroelectrica, iar la barajul naval de Făgăraș s-a dat drumul la apă ca să scadă nivelul apei în dreptul, din dreptul Făgărașului. Iar până în momentul de față a scăzut undeva la 7, între 7 și 10 centimetri. Drumul de pământ cuprins de ape se va strica și mai tare, acum susțin localnicii din Șona, care de ani buni așteaptă ca această cale de acces să ajungă în atenția autorităților. Porțiunea ce aparține de primăria Făgăraș a fost reparată, susține primarul. Rămâne doar cea care se află în administrarea comunei Mândra. Oamenii se plâng că au destrăbătut 6 km până la Făgăraș și strică mașinile pe drumul comunal 66, plin de gropi și hârtoape. În unele locuri și podețele s-au degradat și pun în pericol siguranța navetiștilor și a localnicilor care circulă pe aici. Sătenii din Șona sunt acum izolați până când Oltul se va retrage.
Potrivit rezultatelor afișate pe edu.ro, la Făgăraș, elevii de la Radu Negru au obținut cele mai bune rezultate, cu o promovabilitate de 97,91%, cea mai mare din zona Făgărașului. Radu Stanciu a obținut media cea mai mare, 9,70. Pe locul 2 în topul promovabilității din zona Făgărașului este Liceul Teoretic Ioan Codru Drăgușanu din orașul Victoria, cu 78,57% promovabilitate. Aici Sergiu Maier a luat în notă 9,35. Colegiul doamna Stanca este pe locul 3, cu o promovabilitate de 75,29%, iar Ana Maria Boer a obținut cea mai mare medie, 9,58. La Liceul Teologic Sfântul Constantin Brâncoveanu, promovabilitatea este de 57,14%, iar Ana Maria Ticulescu a obținut cea mai mare medie de aici, 9,23. 20% este promovabilitatea la Colegiul Tehnic Alexandru Bărba din orașul Victoria, cu o medie de 6,83, cea mai mare de aici, Iuliana Jenea a luat bacul. La Liceul Dr. Ioan Șenchea din Făgăraș, 13,04% este promovabilitatea, iar media 7,05, cea mai mare de aici, a fost obținută de Mihai Săcăreanu. La Colegiul Aurel Vijolii, niciun candidat nu a luat examenul de bacalaureat. 19 elevi s-au înscris la examenul maturității, însă 6 nu s-au prezentat, iar ceilalți 13 nu au reușit să obțină note de trecere. Pentru a fi declarat promovat la examenul maturității, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulativ: să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, toate probele scrise și obținerea notei 5 la fiecare dintre ele și obținerea mediei 6 cel puțin la probele scrise. Crucea Roșie Română împlinește 142 de ani de la înființare, perioadă în care s-a aflat mereu în prima linie asistenței umanitare prin suportul pe care l-a acordat. Societatea de Cruce Roșie din România s-a înființat și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii la 4 iulie 1876, la 2 ani după aderarea țării noastre la prima convenție de la Geneva pentru ameliorarea situației răniților și bolnavilor din forțele armate din campanie. Societatea Națională a fost fondată în incinta Spitalului Colțea din București, la inițiativa mai multor personalități ale vremii. De-a lungul istoriei sale, Crucea Roșie Română și-a oferit sprijinul ori de câte ori țara s-a confruntat cu situații de război, epidemii sau dezastre. Întreaga activitate se bazează pe voluntariat și este singura organizație umanitară cu o rețea funcțională pe întreg teritoriul țării. Din luna februarie acestui an și la Făgăraș există o subfilială a Crucii Roșii din România. Această asociație a fost înființată luna februarie, când am avut prima ședință. Împreună cu colegele mele am decis că ar fi bine să facem ceva pentru comunitate și am decis să înființăm această subfilială. În momentul de față avem 30 de membri activi și ne dorim să atragem cât mai mulți voluntari, cât mai multe persoane să fie alături de noi. Asociația nou înființată are în plan inițierea unor activități de sprijin atât pentru vârstnicii aflați în situații critice și care nu se mai pot deplasa, dar și de susținerea unor cursuri de prim ajutor, de igienă sau campanii de conștientizare în rândul liceenilor cu privire la modul cum voluntarii străini din cadrul Crucii Roșii acordă asistență și sprijin în caz de criză semenilor aflați în dificultate. Principalele activități pe care dorim să le avem este implementarea unui proiect de susținere a persoanelor vârstnice și a persoanelor aflate în imposibilitatea de deplasare. De asemenea, vrem să organizăm cursuri de prim ajutor pentru cadrele didactice din toate unitățile de învățământ de pe zona Făgăraș. De asemenea, am vrea să organizăm cursuri de igienă pentru personalul din entitățile comerciale de la Făgăraș, de la restaurante, hoteluri. Asta depinde de cei care sunt disponibili să fie alături de noi. Ne pot găsi pe pagina de Facebook Crucea Roșie, acolo ne pot scrie și pot adera ca și voluntar. Da. Pe agenda de lucru a Crucii Roșii se înscriu numeroase programe și proiecte menite să protejeze sănătatea și viața, să prevină și să aline suferințele, totul în scopul promovării respectului pentru om, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică. Cei care doresc să devină voluntari ai Crucii Roșii pot accesa adresa de e-mail cruciaroșiefăgăraș@gmail.com.
orașul Victoria a găzduit Festivalul Internațional de Toacă și Clopote intitulat Cântecul care zidește. Acest concurs are o existență îndelungată, prima ediție locală având loc în anul 1995, după care a luat amploare devenind național și apoi internațional, nume sub care s-a consacrat în ultimii 12 ani. Anul acesta la festival au participat peste 80 de copii cu vârste între 4 și 15 ani din toate provinciile istorice ale țării, precum și din străinătate. Astfel au fost copii din Serbia, de răsărit de pe Valea Timocului și din Gyula, Ungaria. Au venit așa de departe, au venit în Republica Moldova, din Serbia, din Ungaria, la Botoșan, de la Călăraș, de la Maramureș, de la Suceava. Festivalul a debutat cu o defilare a grupurilor participante pe un traseu care a cuprins primăria orașului Victoria și Casa de Cultură, unde după intonarea imnului național, concurenți și însoțitori deopotrivă s-au prins într-o hora unirii. Copiii au îmbrăcat portul specific zonei de proveniență, a cărui autenticitate a constituit un element important în jurizarea finală. Concursul de bătut toaca și clopote s-a desfășurat în biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, sub îndrumarea parohului Octavian Smădu, inițiatorul festivalului. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a 3 zile, debutând cu vecernia, când s-au întâlnit și prezentat grupurile de participanți, copiii și preoții însoțitori. Participanții vor face excursii în împrejurimi.